Bună seara! Vă mulțumim că mă întorceați așa și jumătate alături de noi. În seara aceasta e invitat cu proaspătul nostru și proaspătul dumneavoastră este Armand Bușu. Nu voi reloa prezentările aproape din tutice de ori de câte ori apare în public, unul dintre cei mai, cel mai analist de excepție și de așa mai departe, vă voi mă mărcine să vă spun la câteva lucruri pe care cred că nu le știți. Deși este ocolit cu o serie de televiziuni, ai mă pus și poate atunci când vorbește despre Rusia de azi, spațiului sovietic, audiența absolutantă este o finală. Conferințele, vă spune doar că în urmă cu un an a ținut o conferință aici la Oradea, conferință care a adunat peste 10.000 de ore de vizualizare. Să fim cinstiți, sunt filme cinematografe care au adunat. Și apoi, volumul Rusia, o ecuație complicată, a devenit un bestseller foilor din carte, uzându-se aproape 10.000 de exemplare, ceea ce pentru piața de carte românească trebuie să recunoaștem că e un lucru de extraordinar. Cartea pe care o lansăm astăzi, Putin împotriva Occidentului, a fost numită deja o carte eveniment la lansarea de la București de săptămâna trecută. Au participat nume cu foarte mare rezonanță în cultura românească, Petru Pakovski și Alexandru Cursi. În același timp, unii probabil știți, mulți probabil nu știți, mâine va fi decernat premiul Oscar pentru cărți de către Societatea Timișoara, ceremonie în cadru, și spun asta ca să ne dăm seama de echipa din care face parte, ceremonie în cadru care vor mai fi premiați, printre alții, Emilia Șercan, Dorin Ovincu, Melania Cincea, Vladimir Ismăneanu și Maia Zahăr. Despre Putin împotriva Occidentului ne va vorbi înainte de conferința istoricul Gabriel Moise. Bună ziua! Dați nevoie să vă mulțumesc că sunteți astăzi. Nu spun că sunt în asentimentul colegului și prietenului Miron Betec. Vă mulțumesc, fiind în asentimentul lui, vă mulțumesc că ați venit astăzi într-un număr atât de mare la o întâlnire, eveniment care pe mine mă bucură foarte mult. Acum 2 ani, domnule profesor, nu am avut o lansare de carte la primăria Oradea legată de Napoleon al III-lea. Anul trecut s-a întâmplat întâlnirea aceea legată de un an de bilanț de războiul din Ucraina și iată, astăzi suntem într-o altă formulă în care, dacă vreți, este un bilanț la 2 ani al războiului din Ucraina și volumul Putin împotriva Occidentului, războiul din Ucraina și noua dezordine mondială radiografiază prin tot ceea ce înseamnă conținutul său, radiografiază nu numai ultimul an de război, ci, să spunem, mai mulți ani, viziunea domnului profesor Armand Bușu asupra spațiului est-european, asupra Rusiei, asupra politicilor Rusiei din zonă, remarcabilă fiind aici acuitatea cu care domnul profesor, și nu întâmplător se spune despre domnia sa că este unul dintre cei mai buni specialiști în ceea ce înseamnă spațiul sovietic, ex-sovietic. Cartea radiografiază cu o mare acuitate mai multe etape din ceea ce, din devenirea ceea ce avem noi astăzi. Volumul este, de fapt, volumul cuprinde mai multe interviuri, mai multe poziționare la domnul profesor legate de războiul din Ucraina din ultimul timp. O carte care pe
mine și pe cititori, cred că îi convinge că domnia sa știe exact și foarte bine despre ceea ce vorbește. Fiind un specialist remarcabil din această perspectivă, pe mine m-a surprins, dar nu m-a surprins pentru că știam lucrul acesta, viziunea de ansamblu asupra Imperiului Rus, asupra Rusiei, asupra problematicilor din spațiul ex-sovietic, de la apoi chestiunea de amănunt spre care domnia sa se îndreaptă. Vedem o înțelegere extraordinar de bună a celor două dimensiuni, generalul și particularul, cu o cunoaștere foarte bine a realităților din spațiul ex-sovietic și îmi vine acum în minte dialogul acela legat de Nagorno-Karabah, Armenia, situația aceea complicată din Caucaz, care domnia să nu explică, mi-o explică și mi-o explică tuturor, și spre înțelesul tuturor, de la, mă rog, înălțimea, mă rog, înțelegerii lucrurilor de către domnul profesor, ne explică de ce se întâmplă în Caucaz ce se întâmplă, de ce Rusia are interes acolo, de ce Rusia, și apoi în alte interviuri, de ce Rusia are interese particulare, generale și de care doriți în orice parte a spațiului sovietic. Citind cu atenție cartea, mi-am dat seama că, întotdeauna și domnul profesor i-a spus, mă duce cu gândul la anii 30 ai secolului trecut. Și atunci a fost nevoie de mai mult, să petreacă multe etape în istoria interbelică, să spunem, Europei, până când, în un moment dat, cineva a spus stop lui Hitler după atacarea Uniunii Sovietice, Poloniei, la 1 septembrie 1939. Și de acolo a pornit apoi ceea ce cunoaștem toții, cu toții, dintre 1939 și 1945. Remilitarea Renaniei, Anschlussul, dezmembrarea Cehoslovaciei, au fost etape pe care, sau asupra cărora marele puteri nu au avut o atitudine tocmai fermă. Cunoaștem politica aceea de tip conciliatorist, conciliatoare, prin care se încerca liniștirea ursului din centrul Europei, Germania nazistă, acceptându-se toate cele pe care le-am spus mai înainte. A fost oarecum într-o situație, sigur că istoria se spune că se repetă, de multe ori nu se repetă în sensul în care afirmăm cu toții neapărat și, sigur, sunt cicluri în istorie care seamănă între ele și i-aș spune că datorită naturii umane, în primul rând. Omul nu se schimbă fundamental, nu s-a schimbat de mii de ani fundamental. Are același tipul de reacții și îmi vine în minte acum 2008-2009, nu? Georgia, mă rog, Caucazul, intervenția Rusiei în Caucaz, 2014, în care, mă rog, 2008 nu s-a luat o atitudine fermă, 2014 de asemenea, și a venit momentul Ucraina și alte evenimente asemenea din această categorie. A venit momentul Ucraina, da? 24 februarie 2022, în care s-a spus stop. Nu vreau să spun că lucrurile seamănă între ele, dar citind lucrarea, mă face să mă duc în permanență cu gânduri spre perioada premergătoare celor de-al doilea război mondial. Și am inițiat această discuție cu domnul profesor în câteva minute înainte, curios fiind de părerea domniei sale, și întreb dacă avem un răspuns, nu știm să, dacă avem un răspuns, dacă suntem sau nu, într-un război mondial. În 1939, exceptând zona Poloniei, estul Europei, în rest, mă rog, lumea trăia după canonile obișnuite, în Occident, sigur că este o frici temeri, dar angoase, dar abia atunci, în septembrie 1939, lucrurile au fost au devenit serioase din perspectiva marilor puteri. Volumul domnului profesor Armand Goșu, ne-am notat aici câteva puncte pe care vreau neapărat să le spun. Pe trei paliere l-am văzut. În primul spuneam că există din volum răzbate ideea potrivit căreia Rusia de astăzi, Imperiul Rus, Republica Rusă, cum se spune, Rusia
dorește, într-o formă sau altă, să-și recupereze spațiul ex-sovietic. Este o politică nu de ieri de azi a Rusiei, este o politică din Evul Mediu, de la sfârșitul Evului Mediu, încă Rusia crește și descrește, ca să parafrazez un, mă rog, Dimitrie Cantemir și cu opera lui dedicată în Imperiul Otoman. Volumul cuprinde multe intervenții din această arie și care ne face să înțelegem că Rusia n-a renunțat, nu va renunța, nu renunță și nu va renunța probabil repede la ceea ce înseamnă recuperarea fostului Imperiu Sovietic. Apoi, o remarcabilă, să spunem, interpretare și o înțelegere a volumului se leagă de modul în care propaganda rusă este atât de eficientă, atât în țările din Estul Europei, cât și în țările din Occidentale. Și domnul profesor reușește să ne transmită acest lucru perfect. Mă rog, pregătirea extrem de bună a propagandei ruse pentru a promova interesele Rusiei, nu numai în spațiul rusesc, ci și în spațiul occidental. Și apoi ușurința cu care media occidentală din lumea democratică cade în capcana, să spunem, propagandei ruse. Nu vreau să insist foarte mult aici, însă cu siguranță vedem în fiecare zi aceste capcane la tot pasul și faptul că pentru a înțelege aceste capcane e nevoie de multă educație. De fapt, o societate democratică funcționează cu oameni foarte educați și capcanele acestea sunt la tot pasul, capcanele propagandei ruse, desigur. De asemenea, domnul profesor Armangoșu subliniază potrivit foarte bine, deși adesea există o temere în a spune lucrurile acestea deschis, că lumea trebuie să pregătească într-o Europa, trebuie să pregătească într-o formă sau alta, de vremuri complicate, nu le spunem război, de vremuri complicate. Iarăși, gândul m-a dus la sfârșitul anilor 30, când tardiv, e adevărat, dar lucrurile s-au făcut, politicile de înarmare. Peste tot se vorbește astăzi de eforturile de pace și atunci, eforturile de pace care trebuie depuse pentru a evita războiul, Societatea Națiunilor, Liga Națiunilor, Societatea Națiunilor, apoi eforturile sale pentru a realiza pacea, dar toată lumea se pregătea de război. Mi se pare că vedem măcar zilnic lucrurile acestea și mai mult sau mai puțin potrivit afirmate, unele în interiorul capcanelor propagandistice, și care ne spun că lumea se va schimba, sau s-a schimbat, se este pe cale de a se schimba și se va schimba. România, citind de asemenea volumul, ne dăm seama că România trebuie să pregătească, să fie pregătită, de asemenea, hai să nu spun de război. Dar de vremuri complicate. Dacă Ucraina, spune domnul profesor aici, cade, mă tem că avem pe frontieră ceva ce nu ne dorim neapărat în acest moment. La fel și situația Moldovei. Există cel puțin un material, ne aduc în aminte, dacă nu mai multe, ce se întâmplă cu Moldova. Republica Moldova și Moldova, dacă se întâmplă ca Ucraina să cadă. Sunt răspunsuri la care domnul profesor, sunt întrebări la care domnul profesor ne oferă răspunsuri și răspunsuri curajoase, răspunsuri care se evită de foarte multe ori să se dea, numai că atunci când sunt oferite de un profesionist, ele șad bine, sau șed bine, domnule profesor, vă spun așa o chestie ardelenească, în mintea și în gura celui care se pricepe la aceste lucruri. Așadar, argumentele domnului profesor sunt destul de consistente în jurul ideii potrivit căreia Europa trebuie să fie mult mai atentă la ceea ce se întâmplă în spațiul răsăritan și la ceea ce este posibil să se întâmple apoi nou în această Europa de Est. Nu ezităm să spunem adesea, vorbind de creșterea și descreșterea Imperiului Rus, și domnul profesor a scris lucrurile acestea, în acest volum, dar și în altele, periodic Rusia vine și pleacă din continentul european, de pe continentul european. De fapt, dacă ne uităm la Europa, ea e o peninsulă a Rusiei. Europa este într-o postură și geografică și istorică complicată periodic atunci când Rusia atentează la valorile civilizației de tip occidental. Al doilea palier pe care l-am sesizat
în lucrarea domnului profesor este aceea că interpretarea potrivit căreia aparent sau nu, Rusia este foarte sigură pe ea acum la 2 ani de război. Din interviurile domnului profesor, din intervențiile domnului profesor, reiese cumva că în aparență, dar nu numai, Rusia este foarte sigură pe ea. În același timp, spune domnul profesor, și Ucraina, chiar dacă, iarăși, aparent sau nu, pare în dificultate, și Ucraina stă mai bine decât acum un an sau chiar decât acum 2 ani. Și aduce domnul profesor argumente din acest punct de vedere. Sigur, așteptăm al treilea an de război, din păcate spun al treilea an de război, care un an care nu știm ce o să ne aducă. Și în fine, am remarcat chiar la începutul cărții domnului profesor și pe mine m-a marcat partea aceea în care dumneavoastră faceați o paralelă între atitudinea Poloniei și a României vis-a-vis de ce se întâmplă în Est. Cele două țări care încă în perioada interbelică sau conștiente fiind de pericolul sovietic, erau cele două țări de la frontiera cu Rusia sovietică, importante la frontiera cu Rusia sovietică, conștiente fiind de pericolul sovietic, au încercat să facă o serie de alianțe, fie că și vorbim aici de mică înțelegere, apoi chiar dacă Polonia n-a intrat în combinația aceasta a mici înțelegeri, fiind România, Ceoslovacia și Regatul Sovietic provenind în perioada Iugoslavia, Polonia a avut o alianță bilaterală, încă din 1920, din toamna 1920, o alianță bilaterală cu România, conștientă fiind de pericolul sovietic. Ei, astăzi, și domnul profesor, este articolul care poate că a fost primul, m-a mișcat cel mai tare pe mine, pentru că făcea referire direct la România. Astăzi, România și Polonia sunt în aceeași situație. Sigur, avem Ucraina între România și Polonia, respectiv Rusia. Și domnul profesor ne oferă niște concluzii destul de supărătoare, dacă am fi noi, mă rog, să gândim doar printr-o grilă destul de îngustă, atunci când aminteri adevărate și, mă rog, cred că veți fi în asentimentul meu la ceea ce o să spun, Polonia s-a pregătit mult mai bine pentru ceea ce înseamnă situația la zi și contact, eventualul contact cu Rusia. România, pentru că ne explicați acolo, o diplomație coerentă, un ministru de externe același, în ultimii ani nu schimbăm diplomația în funcție de schimbările din 6 în 6 luni care se produc la guvernare. Polonezii au fost atenți la câteva lucruri. Asta înseamnă să fii profesionist, ne spune domnul profesor. La noi, lucrurile acestea, mă rog, cu argumente, cu cifre, cu date, cu nume, lucrurile acestea nu au fost întotdeauna respectate și politicile românești referitoare la spațiul răsăritean sunt adesea incoerente și motivația ar fi legată de prea desele schimbări, să zicem, ale celor care se ocupă de destinele diplomației românești și de neprofesionalismul omul la care ajung acolo, nu trebuie să ne sfiim, din rațiuni nu neapărat legate de profesionalismul lor. Ori sunt segmente, atunci când discutăm despre o țară, despre așa cum este și România, care n-ar trebui să fie negociabile, supuse niciunui algoritm, pentru că ține de noi, de toți. Citiți volumul, am insistat puțin asupra acestui material, pentru că pe mine m-a, văzând argumentele domnului profesor, m-a marcat, să spunem, și m-a lăsat să citit la sfârșitul săptămânii trecute volumul și de atunci mă tot gândesc la chestiunea asta și da, domnul profesor are dreptate. Încercăm să vedem politicile românești de nu în ultimii ani, în ultimele două decenii, să spunem, din anii 2000, în anii 90, în egală măsură, dacă acolo putem găsi alte explicații, după anii 2000, nu avem o școală în care să pregătesc specialiști pentru spațiul ex-sovietic, nu avem politici care să coerente, care să pregătească oamenii pentru întâlnirea cu ursul. Mai devreme sau mai târziu, că ne place sau nu ne place, într-un mod sau altul, ne vom întâlni. Să sperăm că nu va fi extrem de belicos această întâlnire.
Mulțumim domnului profesor pentru prezență, pentru acest volum. L-am citit cu mare atenție și cu mare plăcere. Deschide foarte multe oportunități de interpretare și de gândire atunci când ne referim la spațiul estic și sigur o să-l lase pe dumneavoastră să spune câteva cuvinte despre volum și apoi despre conferință. Domnule profesor, vă rog. Vă mulțumesc, domnule director, pentru cuvintele frumoase. Vă mulțumesc noastră pentru generozitatea cu care ați decis să vă petreceți vinerea seara aici, în această sală de conferință împreună cu mine. V-am venit la Oradea nu neapărat să țin conferință, ci să lansez cărți și înainte de război și înainte de Putin. Deci, da, într-un fel am evoluat și eu și interesul pentru aceste subiecte și războiul, într-un fel, dacă vreți, m-am mutat din librăria Humanitas din centru cu un public de 15 persoane în sala de conferință a muzeului cu un public mult mai numeros și mai generos. Deci, într-un fel, succesul, norocul meu în viață se atrează lui Putin, războiul sub noi e foarte frumos să spui lucrurile astea, dar bă, asta e adevărul. Deci am fost un om norocos în viață și am crezut tot timpul că destinul și șefii mă împing, cum să spun, de la lucrurile bune mă împing la cele rele, în loc să ajung la Paris sau la Londra, m-am trimis la Moscova și în loc să ajung să predau la facultatea de istorie, am ajuns să predau la facultatea de științe politice. Și ca să mă întrețin, a trebuit să lucrez mulți ani și în presă. Deci, spuneam, sunt un norocos, am această specializare dintr-o absolută întâmplare, până la 28 ani nici nu știam chirilică. Deci, pur și simplu, directorul la Institutul Nicolae Iorga, unde eram tânăr și angajat de tânăr cercetător, a spus că avem prea mulți oameni care se ocupă de Imperiul Otoman, de focusări turcă otomană, și tocmai se deschiseseră arhivele sovietice de la Moscova, a spus că nu avem oameni care să știe rusă să pregătească, să lucreze în arhivele rusești. Și m-a trimis pe mine acolo. Doi colegi de-ai mei au dezertat, am rămas acolo, pentru că directorul nu se poate ști să dezerteze, mai ales că îl considera că e Machidon de-al lui, Machidonii ca soldatul japonez rezistă în junglă până la ultima suflare. Și atunci, prin intermediul lui și cu Denis Dretant, am găsit de lucruri la BBC, așa că m-am putut lucra în birou din Moscova la BBC, lui multă, m-am întrețin să mor de foame. După aceea, această combinație de istorie de secol 18-19 imperială rusească, plus experiența de ziarist, plus contactele cu colegii mei, între care un coleg proaspăt pensionar a decis să se mute în Oradea și a spus că e fericit că a luat această decizie. Colegii de la facultate a spus, dar nu vrei să vii să predai? Și am început să predau acum fix 20 de ani. În acest an se primesc 20 de ani de când predau istorie politică a Rusiei și a URSS, istorie diplomatică, istoria serviciilor secrete, evoluție în spațiul ex-sovietic, cam aceleași cursuri, n-am nicio prea multă imaginație, de 20 de ani. M-am bucurat să reîntâlnesc foști studenți în această sală, să-i revăd, deși a trecut atât de mult timp. Acum, spuneam, sunt un norocos. Despre aceste volume, că nu vorba doar de un singur volum, până la urmă nu sunt inițiativa mea. A fost propunerea editorii Polirom, selecția acestor interviuri. Nu mi-aparține, aparține redactorul editorii Polirom, care a avut la îndemână un număr mare, probabil dublu de interviuri, și a decis ce rămâne, ce rămâne în carte. Sigur că le-am citit și le-am recitit și eu și în varianta finală, mi-a plăcut și mie și m-am și mirat. Mai deștept decât credeam. Și faptul că se bucură de oarecare succes, să spunem, iar mai degrabă se atrează contextului editurii, norocului de a întâlni un om excepțional pe Mihaela Moroșan, redactor de carte,
De fapt, ea este într-un fel mama care, sau nașa tuturor volumelor, inclusiv volumului despre Napoleon și Alexandru, care e atipic în această. Până la urmă, pe mine m-a interesat altceva prin aceste volume. Nu m-a interesat să mă anunț pe piață ca un expert, să sunt prea bătrân pentru lucrurile astea. Mai degrabă a fost un act pedagogic. Oamenii mă întrebau ce părere ai despre. Și eu încercam să explic. Și unii au zis, înțelegem mai bine dacă citim interviurile. Pentru că faci trimitere la istorie, la... Și atunci am considerat că aceste cărți pot fi mai utile. Sigur că într-o comparație cu Ungaria, cu Bulgaria, ca să nu vorbesc de Polonia sau de Balcani sau de Finlanda, e în dezavantajul nostru. Pentru că acolo e o dezbatere publică foarte solidă și acolo sunt 50 de cărți din astea și 30-40 de autori. Nu și nivelul dezbaterii publice, discuției publice e mult mai ridicat. Dar într-un fel încerc și eu cu mijloace modeste să suplinesc, să mimez această dezbatere publică despre Rusia. Acum, o să vă invit la conferință din cauza faptului că se întâmplă să mai țin și alte conferințe și se întâmplă că aceste conferințe să fie pe YouTube, dar dacă unii dintre dumneavoastră să le fi văzut. Și tocmai pentru a evita situații neplăcute în care din public cineva să constate cu gură mare că am mai auzit lucrul ăsta, am mai văzut slide-urile astea, așa vă repetați, de fiecare dată, ceea ce nu-i deloc ușor, încerc să aduc lucruri noi. Acum, lucrurile noi pe care am încercat eu să le aduc astăzi sunt foarte lungi ca întindere. Eu nu o să am timp să adâncesc, o să trec printr-unele mai repede, printr-altele mai așezat o să le discut. S-a spus, știu și din experiența altor întâlniri, dumneavoastră, de prima dată când sunt la Oradea, repet, din 2016 la Oradea, am avut pe toate cărțile, dar nu din 2016, domnul 2016. Și documente despre istoria comunismului și alte cărți, nu am fost, le-am lansat aici, deci nu știu bine publicul, dar am idee de publicul de la Oradea și știu că e foarte important să puneți întrebări, să veniți cu comentarii la sfârșit. De asta, într-un fel, o să grăbesc, o să restrâng anumite explicații și măsura în care simțiți nevoie la discuții, o să răspund mai. Iar la sfârșit, după această conferință, care cu întrebări cu tot, n-are de să dreze mai de oră și jumătate, o să mă bucur să vă ofer și semnături pe cărți, în măsura în care vă interesez. Eu va trebui să mă mut acolo, pentru că din punct de vedere tehnic, altă soluție nu am găsit și de acolo, cu microfon, deci o să mă auziți, o să și cu slide-uri. Slide-urile sunt importante. Slide-urile mă ajută cu hărțile. Hărțile sunt foarte important pentru că vorbim de un spațiu care noi, românii, absolvenții instituțiilor de învățământ din România, nu suntem foarte familiarizați. E ok, aveți vizibilitate bună pentru... Da? Acum, plec discuția noastră de la... Ce credeți că e asta? Asta e articolul lui Putin. Pe care articol, dacă l-am fi citit mai cu atenție, în momentul în care a fost publicat, m-au zis bine, da? În momentul în care a fost publicat, data este de 12 iulie 2021, deci la 4 săptămâni după summitul americano-rus de la Geneva, dacă am fi citit cu, sau dacă nu cei care trebuiau să citească, ar fi citit mai cu atenție, cu mai multă atenție acel articol, poate că ar fi înțeles mai bine ce urma să facă Putin. Că Putin ne spune în acest articol, un articol foarte lung, de multe zeci de pagini,
dezlănat cu foarte multă argumentație istorică, ceea ce îmi vine mie la îndemână. Și ideea de bază a acestui articol este că, de ce spune Bistericesc Miedinț despre unitatea istorică a rușilor și a ucrainienilor. Ideea de bază a acestui articol fiind aceea că nu există diferențe, că rușii și ucrainienii sunt tot una. Sigur există statul ucrainian care apare într-un anumit context. Putin spune, pot admite să există statul ucrainian, poate să existe în continuare statul ucrainian, doar în anumite condiții, doar dacă este în zona de influență a Rusiei, doar dacă spune el prieten cu Rusia. Știm ce înseamnă prietenie pentru Putin. Acum, presa internațională nu foarte mult, dar totuși a sesizat importanța acelui articol. De pildă aici vedeți Atlantic Council, o analiză care a apărut destul de repede. Iar temele importante ale acestui articol, studiul lui Putin, sunt reluate în recentul interviu cu Tucker Carlson. Acum, Putin folosește argumentația istorică. În cazul lui Putin, istoria înlocuiește ideologia. După prăbușirea Uniunii Sovietice, anii 90 au fost ani în care puterea, Kremlinul, a încercat să înlocuiască cu ceva ideologie oficială, s-a revenit la dezbaterile din secolul 19, slavofili, dintre zapadnici, occidentaliști, biserica ortodoxă a devenit mai activă în spațiul public, încercând și ea să înlocuiască golul acesta lăsat de dispariția ideologiei comuniste. Și vine Putin care înlocuiește cu ce? Cu istoria. Pentru el, istoria este principalul instrument ideologic. Și aici vedem, presa internațională a simțit că miza interviului cu Tucker este argumentația istorică. Nu întâmplător, BBC-ul a publicat mai multe articole fact-checking pentru afirmațiile aberante și interpretările aberante pe care Putin le dădea istoriei Uniunii Sovietice. Acum, sigur că ce îmi propunem aici cu dumneavoastră nu e neapărat să demantelez punct cu punct argumentația lui Putin. Multe din argumentele false pe care el le utilizează, le înțelegeți, știți miza lor, la rândul dumneavoastră puteți foarte bine să le desființați. Eu vreau altceva aici să explic. Eu vreau să vă ajut să înțelegeți cum de Putin a ajuns la aceste argumente. Cum de în mintea lui au apărut aceste idei. Pentru asta eu cred că e important să plecăm de la o situație secol 14-15, Europa Centrală și Est, să ne uităm puțin care era situația geopolitică în regiune, observând că Moscova e undeva departe, la periferie, și că principala putere care domina Estul Europei era Marele Ducat al Lituaniei, care controla și Kievul și cea mai mare parte a Ucrainei. După Uniunea Polono-Lituaniană, vedem că puterea lui Regatul Polono-Lituanian este mai mare. La data respectivă e cea mai mare din Europa. Este singura putere europeană care are 40.000 de oameni sub arme în permanență. Are 40.000 de husari, cea mai mare armată europeană pe care îi poate trimite oriunde. O să întrebați bine, bine și de ce Polonia... Puterea militară a Poloniei a fost epuizată în războiul de 30 de ani. De sfârșitul războiului de 30 de ani, 1618-1648, e legată și răscoala lui Bogdan Khmelnitsky. Bogdan Khmelnitsky este fondatorul, deci este cel care și din punct de vedere ideologic, ideatic, vine cu ideea
statului ucrainean. El este primul care o formulează, el este primul care o implementează. Cam de multe ori în istorie, rădăcina lucrurilor ține de hazard. El se îndrăgostește de doica Elena, care fuge cu un nobil polonez, care îi fură pământurile, se duce la regele Poloniei, îi spune, uite ce a pățit, uite care acte pe feudele pe pământul respectiv. Regele Poloniei spune, știi, eu sunt slab, sunt mic, n-am nimic, ridică din nume, dar voi ucrainienii, voi cazaci, sunteți puteni, sunt sigur că vei găsi tu o soluție. Și soluția pe care o găsește Bogdan Khmelnitski este să răscoale cazacii zaporojeni, secea zaporojeană, chiar în anul în care se încheie războiul de 30 de ani. Întâmplător, în 1648 începe această răscoală. Răscoala antipoloneză durează mai mulți ani. În prima ei fază, răscoala se încheie cu niște succese militare spectaculoase. Aici aveți filmul realizat în anii 90, care surprinde, să spunem, prima bătălie, care a fost un teribil succes pentru armata cazacilor zaporojeni împotriva husarilor polonezi. De ce este remarcabil acest succes militar? Pentru că la data respectivă, la mijlocul secolului 16, chiar 17, chiar dacă armata poloneză fusese înfrântă de suedezi, rămăsese printre primele armate ale Europei. Iar Bogdan Khmelnitski este liderul care, în primul rând, avea o viziune militară, strategică foarte bună, pentru că, gândiți-vă, el atacă Iovul, merge până în inima Poloniei medievale, obținând ăștia celebri, teribili husari polonezi, care erau, din punct de vedere militar, considerați imbatabil pe câmpul de luptă. Iată că iau bătaie de la ucrainieni, de la cazacii ucrainieni. După prima mare bătălie, aceasta este o pictură celebră la Rădui, care îl înfățișează pe Bogdan Khmelnitski intrând în Kiev. El pășește în Kiev, ajunge în Kiev, merge la palaș, îl așteaptă mitropolitul. Aici, în discuțiile cu mitropolitul și cu politicienii din zona Kievului, el va ajunge să formuleze pentru prima dată ideea statului ucrainean. Problema lui Khmelnitski era că presupunea un efort de lungă durată, pe care cazacii n-au avut resurse să-l ducă, apela tot timpul la tătari, alianța cu tătarii a funcționat o perioadă, mergeau și atacau împreună Polonia, numai că ultima dată, 51, tătarii se supără, nu primiseră banii pe care îi primisese Khmelnitski, a spus că o parte din bani le dă după și l-au arestat pe Khmelnitski. L-au ținut închis 11 zile, timp în care armata poloneză i-a învins pe cazacii zaporojeni. Speriat de această răsturnare de situație, a început să caute cu disperare alți aliați. A trimis-o la Istanbul, la Imperiul Otoman nu era interesat să înceapă un război împotriva Poloniei. Tătarii nu mai erau un aliat fezabil. Și atunci, vindul Khmelnitski, se îndreaptă către Moscova. Anume către Moscova și nu către Rusia. Moscova, la acea dată, pe tron se afla Alexei Mihailovici, țar al Moscovei, fiul lui Mihail Romanov, fondatorul dinastiei Romanovilor. Problema e că Moscova își lingea rănile, încerca să se recupereze după tumultoasa domnie a lui Ivan al IV-lea cel Groaznic.
lui Alexei Mihailovici, nu i-a dat de fel de expansiune spre vest, era foarte atent la relațiile cu Polonia, în memoria elitei boierilor ruși încă erau prezente expedițiile poloneze din smutne vremea, din vremea tulbure. Nu? Polonezii au ținut, de două ori au ocupat Moscova, după 1605, după moartea lui Godunov, vin și se stoarnă pe fiul lui, este primul fals Dmitri, apoi în 1611 este al doilea fals Dmitri, în 1611 polonezii vor să urce pe tronul Moscovei pe un reprezentant al dinastiei poloneze, boierii toți erau, boierii moscoviți erau toți de acord, numai că îl apucă pe un, ceva așa, un puseu religios și spune toată Moscovia trebuie să treacă la catolicism și îi aduc și pe iezuiții atunci. Și atunci băi, stai puțin, ok, te punem, dar asta cu catolicismul, ce-i nebunia asta? Și eu, dacă nu vreți să treceți la catolicism, eu plec, nu mă interesează Moscova. Și așa a ajuns dinastia Romanovilor în 1613 pe tron și tronul Moscovei n-a fost ocupat de un reprezentant polonez care să pună bazele altei dinastii. Acum Alexei Mihailovici, tot secolul VII, dacă uitați pe hartă de extindere a Rusiei, Rusia se duce spre est. E frică de Polonia, pentru că se întâmpla, polonezii au venit de câteva ori, au ars Moscova, au ajuns la Sergiev Pasad, la nordul Moscovei, la 70 de km după Moscova, unde era centru religios, l-au ars și pe ăla, au intrat cu cai în biserii, sunt o grămadă de picturi care sugerează violența nobilimii poloneze îndreptată împotriva pașnicilor moscoviți. Când trimite Khmelnytsky delegația la țar, țarul nu are de ce, nici nu vrea să audă, ci o secea zaporojeană, dar ne interesează, ne avem relații bune cu Polonia, nu ne interesează să ne complicăm de fel cu acest Bogdan Khmelnytsky. Dacă țarul n-a fost sensibil la cererile de ajutor venite din partea lui Bogdan Khmelnytsky, Patriarhul Moscovei, Nikon, pe care îl vedeți aici, e mult, mult mai sensibil la tema asta, la tematica etnoreligioasă. Și el îl convinge pe țar să-i primească pe trimișul lui Bogdan Khmelnytsky. Mai mult, el promovează în Zemski Sabor un document de aprobare a semnării unui acord cu Bogdan Khmelnytsky. Acum, sigur că acel acord era înțeles diferit într-un fel la ucrainien, la cazaciu zaporojen care aveau exercițiu acestor documente. Era un fel de contracte pe termen de câțiva ani și în alt fel era înțeles la Moscova, unde nu exista exercițiul acestui tip de documente și erau văzute ca documente pe termen lung. Iar la Pereislav, la 18 ianuarie 1654, ăsta este momentul fondator. Este considerat de istoriografia rusă de Putin ca momentul reunificării, un fel de 1 decembrie pentru slavii de est, spune Putin. Și ăsta e momentul în care prisiedinienii la ei sunt foarte multe verbe care exprimă unirea. Când le traduci, trebuie să le traduci cu diverse nuanțe. Deci, pur și simplu, unirea Ucrainei cu Rusia, aici la Pereislav, la 16 ianuarie 1654, când Bogdan Khmelnytsky se întâlnește cu delegația boierilor care vin de la Moscova, nu se înțeleg, el cere boierilor să semneze că nu intervine țarul în treburile interne, ăia spun bine, bine, o să facem un act adițional mai încolo,
Până la urmă s-a ajuns la semnarea acestui document, care evident, asta e o pictură târzie, nu surprinde, nu reflectă exact momentul și modul în care s-a... Ăsta e considerat momentul fondator, nu? Al unirii Ucrainei cu Rusia. Cuvântul fiind unire, nu anexare, nu expansiune. Khmelnytsky este obiect de cult în cel de-al doilea război mondial. Stalin, 41, toarnă un film despre Bogdan Khmelnytsky. Aici, în fața Catedralei Sfânta Sofia din Kiev, este statuia lui Bogdan Khmelnytsky, piața Bogdan Khmelnytsky. În schimb, recent, vedeți, au luat statuia de acolo, au mutat-o acum vreo 20 de ani, pentru că rușii îl utilizează ca un fel de fondator al Ucrainei și cel care trasează direcția în care se uită Ucraina, adică spre est. Aici vedeți o fotografie făcută de mine recent în Muzeul de Istorie Militară de la Kiev. Aveți și varianta în limba engleză. Aveți un Khmelnytsky îmbrăcat cu sceptru, cu așa. Și în legenda acestui obiect muzeal nu se amintește nimic de tratatul cu Rusia. Observați? Și ucrainienii, istoriografia ucraineană, opinia publică ucraineană, e într-un moment de redefinire, rescriere a istoriei, rescrierea trecutului și de repopularea panteonului național. Khmelnytsky are un loc important, dar l-au scos din piața principală. Sigur, e într-o piață importantă a Kievului, dar nu e în piața principală. Astăzi, locul fundamental, nu, personajul central al galeriei de Hatman este ocupat de Mazepa, pe care o să-l vedeți mai încolo. Tot ce am făcut până acum a fost să vă descriu contextul în care apare ideea de Ruski Mir. Ruski Mir nu e inventată de Putin, ideea, conceptul. Nu? Ca orice reprezentant al nomenclaturii, al serviciilor secrete, și el e un fel de plagiator. Se inspiră dintr-o lungă tradiție istoriografică care își are rădăcinile în scrierile lui Innocent Giesel. Numele slavizat Innocenti Giesel. Un prusac, un neamț, născut într-o familie protestantă la 1600 la Königsberg, dar care a emigrat la Kiev de tânăr. S-a convertit la ortodoxie și s-a călugărit. Tot aici l-a absolvit Colegiul Movilean și a fost, într-un fel spus, să spunem, protejat al lui Petru Movilă, care e personalitatea cea mai importantă, cea mai luminoasă a culturii ucrainiene în secolul al 17-lea. Petru Movil îl trimite în străinătate, Petru Movil îl aduce înapoi, îi facilitează o carieră de ierarh la Kiev. El ajunge egumen al mai multor mănăstiri ortodoxe, iar în 1647, cu un an înainte ca Bogdan Khmelnytsky să înceapă răscoala antipoloneză, ocazie cu care formulează ideea statului ucrainian, da? El ajunge, Innocenti Giesel, ajunge un fel de, nu, cuvântul nu era de supraveghetor al Academiei, al Colegiului Movilean. În 1648, el devine rector, deci anul în care, iar în decembrie 1648, Innocenti Giesel îl întâlnește pe Bogdan Khmelnytsky, care intră în Kiev în luna decembrie, cum v-am arătat mai devreme.
Mai mult, el devine și arhimandrit la Lavra Pecersk, cine a fost la Kiev și este cel mai mare ansamblu de Pecersk, sunt peșterile acelea din malul Niprului, care după Athos sunt considerat, nu, e considerat că cel mai important loc al creștinătății răsăritene. Asta ca introducere, ca să vedeți ceva, să înțelegeți personalitatea lui Ghizel, important, foarte important, care a dominat mijlocul secolului al XVII-lea și care trebuie să răspundă la întrebarea cum poate el, un neamț, convertit la ortodoxie, să-i ajute pe compatrioții lui. El e profund antipolonez, el e profund anticatolic, nu? Victoria protestanților la războiul de 30 de ani îl încurajează să sprijine războiul împotriva polonezilor catolici și a iezuiților, dar după înfrângerea lui Khmelnytsky, e în dilemă. Cum poate el să-și ajute compatrioții? Și el atunci scrie ceea ce avea să devină cea mai importantă carte de istorie din secolul 17-18 în spațiul slavilor răsărite. E vorba de Sinopsis. Sinopsis e publicată la Kiev în 1674 și aceasta este cartea care conține ideea Ruschimir, a uniunii celor trei popoare slave, ucrainian, rus și belarus. Uitați aici prima ediție, Sinopsis, Ili, Kratke Sabranie, și eu v-am tradus în partea dreaptă, titlu care evident e prea lung. Ce aveți aici este prima ediție. Despre ce povestește Ghizel în această carte? Despre istorie. El leagă în mod ilicit, dar din punct de vedere politic explicabil, istoria Kievului cu istoria Moscovei, Moscoviei de mai târziu. Între ele e cum ai vorbi de, nu, slavi de vest și în polonezii, sunt și cehii, sunt și slovacii, nu? Dar sunt separați, nu? E statul din Moravia, anul 770, face statul polonez, apare la 800 și ceva. Nu spui că e același stat, că e același popor. Îi tratezi separat, unii sunt polonezi, unii sunt cehi, unii sunt slovaci. În disperare de cauză Ghizel, pentru a-i convinge pe ruși, pentru a-l convinge pe țarul Alexei Mihailovici să se implice, să trimită oameni ca să apere Ucraina în fața polonezilor, el spune că sunt același popor. Ei nu erau nici același popor, nici măcar religia ortodoxă la vremea respectivă nu era aceea. Moscovia, dacă se duceau pravoslavnici, creștinii pravoslavnici de la Kiev, nu erau considerați creștini. Erau puși să se boteze din nou la Moscova. Ei, vine Ghizel și spune că au o istorie comună, că toți au rădăcini comune. Problema este că această carte cunoaște multe reeditări. Această carte e un fel de Biblie a intelectualilor ruși. Aici vă arăt exemplarul pe care l-am găsit pe site-ul unei case de licitații. Ăsta e un exemplar tipărit la 1762 la Sankt Petersburg, la Pre-Imperatorskaya Academia Nauk, la Academia Imperială de Științe de la Sankt Petersburg. Deci avea și girul, nu, Academiei Imperiale. Și ăsta e un exemplar de la 1760. Cartea a cunoscut multe exemplare, a fost
cartea care a circulat cel mai mult în secolul XVIII și a influențat într-o măsură extraordinară și influențează și astăzi într-o măsură extraordinară scrierea istoriei Rusiei. Nu? Dacă luați o carte de istoria Rusiei, Humanitas, ce o să citiți acolo? Istoria Rusiei începe cu ce? Cu Rusia Chieveană, nu? Și vi se pare normal că începe cu Rusia Chieveană. Nici o secundă n-ați putut bănui faptul că Rusia Chieveană și Rusia Moscovită n-au nicio legătură. Sunt două lucruri diferite. Hai să vedem unde e Rusia, cum apare ea. O hartă de la 1570. Apare denumirea topografică Rusia. Este încercuită, e jos, în josul pozei. Apare și Moscovia, în dreapta. Deci Rusia apare pe teritoriul central al Ucrainei de astăzi. Apare chiar termenul geografic-administrativ de Ucraina. Avem aici și am încercat să găsesc, să fixez pentru mijlocul secolului al XVII-lea, când apare ideea unității statului ucrainean. Avem aici un francez celebru, în epocă celebru prin cartea lui, asta e, cartea asta e celebrită, e cartograful. Și el face o descriere a Ucrainei în care și spune Ucraina fiind formată din anumite provincii care sunt în regatul Poloniei, care scuprinse de la hotarele Moscovei până la limitele Transilvaniei, e o carte pe care o scoate prima ediție la Danzig în 1648, anul începerii răscoarelui Bogdan Khmelnitsky. Ce vreau să realizați aici, numele Ucraina apare Ucraina. E titlul de carte, apare Ucraina. În același timp, e desemnat și sub numele de Rusia acest teritoriu. Descrierea Ucrainei, cartea din 1648, nu? Pune în valoare un cuvânt nou în terminologia geografică. Nu? Până atunci fusese utilizat termenul geografic de Rusia. Mai avem Malorusia, care desemnează centrul nucleu zona Kievului, și Velicorusia, care desemnează Velicorusia, care nu e Rusia mare, velico mare, cât Rusia exterioară, adică în afara Rusiei, adică unde este Moscova. Acum, de când Moscova devine Rusia? Moscova devine Rusia cu Petru cel Mare. Abia după 1700, Moscova nu mai e Moscova. În titulatură, până atunci ai Moscovskie Țarstvo, ai Velike Moscovskie Țarstvo, Marele Ducat al Moscovei, ai Moscovskie Kniajestvo, da? Dar nu ai Rusia. Rusia, Moscova devine Rusia abia odată cu Petru cel Mare. De ce? Pentru că îl citise pe Inocentie Ghiza. Imperiul Rus, nu Imperiul Moscovit. Și aici, lângă el, avem pe Carol al XII-lea. E un moment foarte important, pentru că Petru este cel care ajunge să fie primul, nu, conducător al Moscovei, primul, care începe să pună în operă ideile, lumea rusă ale lui Inocentie Ghizel, dar într-un cu totul alt context istoric. Și aici îl vedem pe Ivan Mazepa, pe prietenul inițial al lui Petru cel Mare, care ajunge dușmanul lui de Temuci, care astăzi devine unul dintre cei mai importanti
parte, devine un personaj extrem de important în panteonul de personalități al Ucrainei. De ce? Pentru că el se răscoală împotriva lui Dumnezeu. Se aliază cu, uitați, Carol al XII-lea și Mazepa termină, moare ori la Iași, unde e îngropat, ori la Galați, dând numele său unui cartier din Galați. Mormântul lui nici până astăzi nu-i cunoscut, dar, dacă vreți, este fondatorul ideii, dacă Hmelnitski este fondatorul ideii de Ucraina orientată spre Est, spre Rusia, Mazepa este, refondează ideea de stat ucrainean, dar orientat spre Vest, în alianță cu Carol al XII-lea și în război cu Rusia. Acum, spre mijlocul secolului al VI-lea, sunt foarte importante hărțile istorice, pentru că l-ați văzut pe Putin manipulându-ne cu diverse hărți, unele dintre ele sunt fake-uri, sau nu neapărat fake-uri, pur și simplu Putin ne arată, ne flutură o hartă. Noi nu avem timp să o vedem, noroc cu sistemul ăsta că poți mări și vezi că de fapt ce spune el, ce pretinde el, este exact opusul a ceea ce e scris în harta respectivă. Momentul crucial de expansiune a Rusiei spre Europa în dauna Ucrainei, vedeți, aici sunt încă la mijlocul secolului XVIII-lea, ai hatmanatul. Secea zaporojeană încă există. Uitați-o aici pe harta. Încă au hatmani ucrainienii. Deci există în cadrul Imperiului un stat autonom ucrainian. Orice ar spune istoriografia rusă. Pe când cealaltă parte a, să spunem, Ucrainei, a zonei locuite de ucrainieni, este în acest mare ducat polono-lituanian. Și la un moment dat, în secolul XVII, trece din zona lituaniană, unde se bucura de mai multe avantaje, trece în zona poloneză și după 1620 și polonezii, nu, încercând să ocupe teritoriile cazacilor ucrainieni, ajung la acel conflict și la răscoala lui Hmelnitski din 1648. La momentul culminant, totuși, împărțirea Poloniei. Uitați bucățile, cel mai mare, cel mai important stat din Europa, Evului Mediu, ajunge la sfârșitul secolului cel mai întins, cel mai puternic din vreme medică, ajunge la sfârșitul secolului al XVIII-lea să fie împărțit. Avem prima împărțire și dacă nu-i prea departe acolo, e o împărțire de la 1772, împărțire la care participă Rusia, Prusia și Austria, și ultimele 1793, și ultima după Revoluția Poloneză, cea de la 1795, care duce la dispariție definitivă pentru un secol și a statului polonez. Deci, din punct de vedere politic, geografia politică nu mai înregistrează un stat polonez. Ăsta e momentul de maximă expansiune a Rusiei. Ăsta e momentul în care Rusia ocupă și restul teritoriului, sau bună parte teritoriului locuite de Ucraina. Spun bună parte pentru că în zona, dacă vă uitați, Liovul, în zona de sud, de la Cracovia, Galiția, alea sunt teritoriul de ucrainieni, dar care au intrat în componența Imperiului Habsburgi și înapoi a Austro-Ungariei. Și aici, în mijlocul secolului al XIX-lea, cum arată o hartă politică a Estului, cu denumirile regiunilor, Volânia, Kiev, Herson. Un detaliu important care mi-a scăpat, iertare, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, tătarii Crimei, hanatul tătarilor crimeni, hanat care fusese una dintre puterile importante, foarte importante ale regiunii Mării Negre,
nu a fost anexat de Imperiul Rus, intrând în componența acestui. Faptul că acest Hanat Crimea a fost anexat nu schimbă esența lucrurilor în spațiul respectiv, pentru că spațiul respectiv a fost în continuare locuit de tătari. A fost înlocuit de tătari în ciuda faptului că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Imperiul a dus o politică agresivă împotriva tătarilor, mai ales după războiul Crimeei, a fost o politică agresivă împotriva tătarilor, își propunea atât asimilarea lor, cât să-i convingă să plece. Și au plecat foarte mulți tătari din Crimeea, o parte au ajuns în Dobrogea, au fondat orașul Megidia, iar comunitățile importante de tătari din Dobrogea au fost, de fapt, originare din Crimeea. În perioada interbelică, relațiile România-Turcia, practic s-a realizat un fel de acord, statul român a încurajat, la rândul lui, statul Republica Turcia a încurajat emigrarea tătarilor din Dobrogea și a tătarilor au tătarilor crimeni care ajunsese în România, în Turcia. Din păcate, recensămintele din Turcia nu surprind de această realitate, originea, sunt familii de tătari crimeni, nu există rubrica acestor tătari crimeni, dar se apreciază că numărul lor ajunge undeva la 10 milioane astăzi în Turcia, au fost demnitari, important, de pildă au fost profesor universitar foarte important și astăzi sunt profesor la Universitatea Marmara, profesor Tulcea. Și avea numele Tulcea de la Tulcea, pentru că el e originar din zona respectivă, sau marele profesor Kemal Carpat, unul dintre osmaniștii de frunte ai Statelor Unite ai Americii, nu profesor, a fost consilierul mai multor președinte american pe problematica Middle East, așa, și care e originar din România prin familie și care vorbea o română absolut minunată, săracul până a murit, vorbicând la telefon, vă spuneam că prima mea specializare a fost Imperiul Otoman. Deci, când Putin spune că peninsula Crimea e pământ sfânt rusesc, să nu-l credeți. E pământ rusesc. Rușii au fost pentru prima dată majoritari în peninsula Crimeea după ce Stalin, în mai 1944, a organizat deportarea tătarilor crimeni. 42, să nu încurc cu cecenii, de garnituri de tren pentru vite au fost încărcați cu familii, cu bolnavi, tătarii crimeni și duși în Asia Central de serviciu, cel mai mare serviciu secret din istorie, SMERSH. Da, abia după mai 1944 putem vorbi despre faptul că peninsula Crimeea are populație majoritară rusească. Adică de câți ani? Și în urma, și ce s-a întâmplat? Iar spre deosebire de ceceni, de inguși, de altă popoare din Caucaz, cărora li s-a permis, după moartea lui Stalin și după raportul la Congresul 20, să revină pe vechile vetre, tătarilor crimeni nu li s-a permis. Primii care vin și singurii în 89, deci la mijlocul perestroică, deja faza finală a perestroică. Așa se explică de ce în Crimeea au rămas adepții, dar pe ruși nu îi împiedică faptul că și dacă sunt puțini, dacă 15.000-20.000, pentru ei nu contează, important e că după 2014, după anexarea Crimeei, a început represiunea țintită împotriva tătarilor crimeni. Important acest detaliu pentru că nu vreau să ajunge să repetați și dumneavoastră aceste baliverne cu Crimeea pământ sfânt rusesc. Bun. Acum, în discuția mea mă mai ajută faptul că o să trec în mare viteză peste aceste slide-uri, încercând să
vă subliniez doar contextul. 1918 februarie, puterile centrale Germania și Austro-Ungaria încheie un tratat cu Ucraina. Ucraina după ce după revoluția din februarie devine stat la început autonom, după lovitura de stat bolșevică devine stat independent. Germanii sunt puși în fața faptului să înceapă, să obliga să înceapă negocierile direct cu Ucraina. Ucraina încheie tratatul la Brest-Litovsk într-o variantă, cu o lună înainte de tratatul la Brest-Litovsk încheiat de Rusia bolșevică. Și aici vedeți pe hartă așurat teritoriu care urma să fie pierdut de Rusia prin tratatul la Brest-Litovsk. Ucraina rămânea, dar era în zona germană. Germanii au făcut tot posibilul ca să folosească de... aveau nevoie de cereale și sperau ca nevoia de cereale să le fie satisfăcută de grânarul, altădată Ucraina fiind grânarul Europei. Bun. Problema e că în martie 1917 intraseră stătrântena ale Americii în război. Frontul care și evenimentele care păreau să fie favorabile puterilor centrale în vara și toamna lui 1918 se întorc împotriva puterilor centrale. Mișcările sociale, până la urmă, duc la prăbușirea Austro-Ungariei, la prăbușirea Germaniei, a Imperiului German, la abolirea monarhiei în Germania, la declararea Republicii și la sistemul de pace de la Versailles, în care practic țări precum Germania și Austro-Ungaria au fost sancționate grav prin prevederile tratatului de pace. Ce se întâmplă în Est însă e important pentru noi. În Est, în perioada 1918-1921, au loc mai multe războaie, se înființează mai multe Ucraine. E o Ucraina cu capitala la Vință, e o altă Ucraina cu capitala la Lviv. Sunt multe Ucraine. Sunt în Kiev, dacă citiți romanul Bulgakov, o să vedeți, vin bolșevicii, vin naționaliștii, trec câteva săptămâni fugunii, se întorc alții. În zona Donbasului, anarhistul Mahno își fondează propria lui republică. Iar estul Ucrainei este controlat de, inițial în 1918, de cazaci, cazacii de pe Don, care au format nucleul armatei albe care va lupta împotriva bolșevicilor. Iar din 1900, la sfârșitul 1918, moare Alexeev de cancer, după aceea și urmașul lui Kornilov sare în aer. Și la comanda armatei albe din zona asta Ucrainei ajunge general Anton Denikin. Și Denikin în 1919, vedeți harta din perioada lui, împreună cu cazacii, pornește spre Moscova, în speranță că va ocupa Moscova, eșuează pentru că nu e capabil să se pună de acord și să facă împreună cu amiralul Kolchak un plan de luptă. Și în felul ăsta va fi înfrânt. Mai târziu, în 1920, resturile armatei lui Denikin se refugiază în Crimea. Și dacă mai țineți minte, este un film sovietic în care niște vapoare trimise de francezi pe care urcă ultimii rămășițele armatei albe, erau evacuate și acel cal frumos pe care nu-l poate urca pe vapor și începe să noate Marea Neagră și el după stăpânul lui care urma să plece spre Istanbul. Practic, bolșevicii au reușit să ia sub control cea mai mare parte a Ucrainei. În 1920, însă, o parte a teritoriului Ucrainei, în urma înfrângerii lui Stalin la porțile Varșoviei, este pierdut. Prin tratatul de la Riga, o să vă arăt harta, este mai încolo. Ce este aici este un moment foarte important. Obsesia lui Putin. Putin zice, ce de zici? Acum, la ultimul interviu, cazul a zis, a fost inventată de Stalin.
Poți să zici că am văzut, dar inițial în acel articol la istoricescă medinsfe, a zis lemn și când a spus a fost inventarul de lemn, el se referă la acest tratat. Ăsta e tratatul de fondare a Uniunii Sovietice, decembrie 1922. La fondarea Uniunii Sovietice participă 4 republici. Până la urmă Lenin își impune el punctul de vedere, sigur Putin ar fi convenit ca să-și fi impus punctul de vedere Stalin, care nu vrea să facă nicio federație, și semnează pentru, uitați, RSFSR, asta înseamnă stânga, coloană stângă, adică pentru Republica Socialistă Federativă Sovietică Rusă, da? Următorul rând, da? USSR, da? Ucrainskaya Sovetskaya Socialistическая Republica, deci Republica Socialistă Sovietică Ucraineană, al doilea stat fondator al Rusiei. După aceea vine, este o confederație caucaziană din care făceau parte 3 state, iar în partea dreaptă este Belarusia, al patrulea. Și pentru fiecare dintre aceste state, vedeți că semnează un număr de comisari din partea FIU. Ce e important este momentul fondării. Ideea, obsesia lui Putin fiind aceea că înainte de decembrie 22 nu exista nicio Ucraina. Deci, dom'le, Ucraina a fost inventată de Lenin. Că nebun, a inventat o țară. Și din cauza lui Lenin s-a ajuns la situația asta. Că dacă Lenin nu inventa Ucraina, nu era nicio problemă. Dar există astfel nenumărate Ucraine înainte. Ia uitați-vă. Au fost 12 războaie în câțiva. Era o Ucraina de vest, care ajunge sub control polonez. Era o republică ucraineană, e o republică populară ucraineană. Înainte, ideea unui stat ucrainean. Mai țineți minte, de la Bogdan Hmelnitsky, 1648, adică de la mijlocul secolului al 17. Cum poți să spui că a inventat Ucraina Lenin, că ideea de stat ucrainean nu există înainte de asta. Iar aici, o hartă, în fine, asta nu știu de ce am pus-o, asta e importantă, că nu există popor ucrainean, că toți sunt ruși și au ei niște mofturi de zic ucraineni. Hartă din anii 20, 1920, deci fix acum 100 de ani. Vedeți harta etnografică, îi scrie că tocmai am vrut să caut și să scrie în engleză, să nu credeți că vă mint. Ethnographical Map of Ukraine. Și aici, pe baza recensămintelor din anii 20, ce limbă vorbesc, și uitați-vă acolo la culori. Ucrainii, e drept, scrie doar în rusă, îmi pare rău să mă credeți pe cuvânt. La culoare, uitați teritoriul, acest roșu, prima culoare este cea de acolo, fine, nu mai văd la distanța asta, trebuie să vă fac ochelari. Deci tot ce vedeți cu roșu este zonă locuită de ucrainieni, despre care Putin ne spune că nu există, că e un mof, că ucrainienii nu există niciodată. Asta este o hartă etnică sovietică. Nu e făcută nici de Zelenski, nici de CIA, ei de nimeni. Este o hartă sovietică din perioada respectivă. Da? Acum, aici, în fine, doream să vorbesc puțin despre pactul Molotov-Ribbentrop, dar sunt în mare întârziere. Am găsit și aici harta pe care rușii după 2014 o tot pun în circulație, care a circulat foarte mult și pe la noi, care își propune să dovedească că nu există stat ucrainean, că statul ucrainean este rezultatul anexării unor teritorii. Din punct de vedere istoric, evenimentele respective există, au fost anexate niște teritorii. În același timp, vă atrag atenția asupra acestei hărți. De fapt, anexarea acestor teritorii, nu? Au fost și ea rezultatul
războaielor din anii 20. Înfrângerile aplicate lui Stalin de către Polonia, care a dus la, a împins granița Poloniei spre est. Ce mă interesează pe mine însă aici este un detaliu pe care îl repetă foarte des propaganda rusească, spunând că teritoriul Crimeei a fost atribuit Ucrainei în mod ilegal în 1954, momentul în care se împlineau 100 de ani de la Pereiaslav, de la unirea Ucrainei cu, se împlineau 1654-1300 de ani. Pentru prima dată se sărbătorește momentul respectiv. Înainte de asta nici măcar nu se acordase atenție. Și aici ce vedeți este un fel de monitor oficial. Și el cuprinde documentul ucazul. Deci decretul prezidiului Sovietului Suprem al URSS privind transferarea regiunii Crimeea din componența RSFS rusă în componența Ucrainei sovietice, da? Acum, ucidă-vă. Deci luând în considerare unitatea economică, apropierea teritorială și relațiile administrative și culturale foarte strânse între regiunea Crimeei și Ucraina, SSR ucrainiană, prezidiul Sovietului Suprem stabilește și spune despre trecere. Dacă vă uitați pe documentele, și au fost istorici care au avut decența să uită pe documentele acestui transfer și pe raportul care se referă la, deci fiecare document, ca și la noi și la sovietici și în orice țară din lume, este un raport de fundamentare. Da? De ce trebuie să fie luată o decizie? Raportul de fundamentare în cazul ăsta a fost, paragrafe din el au masive, au fost publicate încă din anii 90, de un istoric pe numele lui Pihoia, care a fost și șef la Arhivele Statului din Moscova și în perioada lui s-a mai dat drumul la documente. Și o spune foarte clar, din rațiuni economice. Crimeea era izolată de RSFS rusă. RSFS rusă nu investise după război, după 1945, bani pentru refacerea zonei Crimeei. Și în felul ăsta, zona Crimeea era, cum să spun, nerefăcută după război. Și atunci au zis, păi e mai simplu pentru noi, o transferăm la ucrainieni. Să o facă ucrainienii, oricum e mai aproape de ei. Deci nu a existat ceea ce insinuează astăzi anumiți propagandiști, că a fost un fel de complot al lui Hrușciov, care fusese prim secretar la Kiev, să dea Crimeea, care e pământ rusesc, după cum știe toată lumea, nu? Să o dea bandiților de ucrainieni și sigur norocul Putin care a reîntors-o în 2014. Și aici vedeți o poză de la vizita lui Hrușciov 1. Hrușciov, în fine, n-are rost să insist, presupun că e foarte logic argument. În 54, la niciun an după moartea lui Stalin, poziția lui Hrușciov nu era atât de puternică în conducerea sovietică încât el să fi putut să aibă inițiativa. Inițiativa, de fapt, uitați-vă în dreapta poziției, cine este? Gheorghe Malenkov, primul ministru, omul care era cu bani. Ideea, de fapt, și documentele sunt semnate de Malenkov, de primul ministru. El și nu Hrușciov este cel care promovează transferul Crimeei de la Rusia sovietică la Ucraina sovietică. Dar există un moment de glorie al nomenclaturii mai degrabă din Ucraina sovietică. Dar n-are nicio legătură cu transferul. E vorba de perioada lui Brejnev.
Leonid Ilich Brejnev, este născut în Ucraina, a fost prim secretar în Ucraina și a făcut cariera tumultoasă pentru că, noroc cu Marea Teroare, două garnituri de lideri sovietici au fost împușcați, astfel încât în fața acestei generații pe care o reprezenta Brejnev s-a deschis un larg culoar și el ajunge foarte tânăr în fruntea regiunii Dniepropetrovsk. Îl surprinde acolo războiul, pleacă la Novaia Zemlea, în fine. Și prietenii lui, gașca lui, ajunge la Moscova la putere după 1964, după lovitura de palat care îl îndepărtează pe Hrușciov. Și între 1965 și 1982, perioada în care Brejnev se află la putere, atunci poți să zici da, Ucraina e importantă, Ucraina contează, Ucraina dă tonul la Moscova. Cele mai importante decizii se iau cel puțin cu acordul grupării din Ucraina de la nivelul... Numai că această gașcă nu era ucrainiană, ea chiar era sovietică. Ei nu vorbeau limba ucraineană, deși erau ucrainieni. Erau oameni, în general, modest educați, care învățaseră să scrie în armată și în școlile de partid, deci undeva la 16-20 de ani. Ei știau ceva ucraineană de acasă, dar ucrainean vorbită, nu altceva. Deci să spui astăzi că, nu știu, Ucraina a avut nu știu ce rol, e cu tot exagerat. Acum, în fine, o să continui și la un moment dat pur și simplu o să mă opresc pentru că nu o să mai fie timp. Momentul important, tocmai încercând să subliniez diferența între realitatea istorică, care e foarte palpabilă, nu? O găsiți în orice carte, nu? În documentar, și pretențiile lui Putin, care rescrie într-un fel absolut vicios istoria Uniunii Sovietice. De ce e important Gorbaciov? Pentru că Gorbaciov este cel care lansează reforme. Lansează reforma nu ca să îngroape URSS, ci ca să salveze URSS, numai că URSS nu se lasă salvată. Poate că Andrei Saharov, îl vedeți, cel mai important dizident, cea mai importantă voce a dizidenței din Europa Centrală și de din lumea comunistă, se află într-un fel la originea, nu, el e cel care a pus semânța care mai apoi a dus la copacul care a dislocat casa. El aici, în decembrie 89, moare pe 14 la câteva zile de la deschiderea aici, al doilea congres al deputaților, și spune, trebuie să reformăm Uniunea Sovietică. Felul în care am moștenit-o din 1922 de la Lenin nu e ok. Nu putem reforma economia, nu putem restarta, dacă nu reformăm fundamentele pe care am construit acesta. Fundamentele sunt greșite. Și el spune, să reformăm Uniunea Sovietică, în sensul să dăm mai multă autonomie republicilor. Adică cum? Adică în loc de Uniunea Republicilor Sovietice, să facem Uniunea Republicilor suverane. Și moare. Ideea e preluată de opoziție. Dar nu de opoziția din neapărat cea externă, exterioară. Sigur că și țările baltice cu fronturile populare sunt active. Moldova e activă cu frontul popular. Țările din Caucas sunt active. Ucraina, mai ales în zona vestică, e activă. Dar ideea refondării statului e îmbrățișată chiar de Lenin. Îl vedeți pornind aici, în august 1991, cu ocazia puciului de la Moscova. Începe o competiție între Putin și Gorbaciov. Gorbaciov care se întoarce apoi din vară din Crimea. Yeltsin și Gorbaciov. Gorbaciov care se întoarce din Crimea, pierde tot mai multă putere,
Gorbaciov negociază cu restul liderilor de republici sovietice un nou tratat. În ultim moment, pe 28 noiembrie, el se spune nu-l semnăm. Trebuia să fie un fel de uniune economică eurasiatică. Așa. Și el zice, ai răbdare, de ce? Uite, peste două zile în Ucraina ai alegeri și prezidențiale și referendum. Vedem după, era referendumul pentru independență. Referendumul pentru independența Ucrainei a fost câștigat, au votat masiv, 90% pentru independență. Problema e că după acest vot, în secret, cei trei lideri de republici slave, Belarus, Ucraina, Rusia, s-au întâlnit într-o pădure lângă Minsk, la Belovezhsk, și au semnat, fără să pregătească pe ceilalți lideri sovietici, la 8 decembrie 1991, practic, actul de deces, nu, a zice actul de condamnare la moarte a URSS. De ce? Pentru că ei sunt liderii Republicilor Slave, ei spun, domnule, noi suntem coloana vertebrală a URSS-ului, noi am decis în 1922 înființarea URSS-ului, că era Belarus atunci în 22, era Ucraina atunci în 22, era Rusia. Sigur, erau și cele trei state caucaziene într-o federație, dar se putea și fără ele. Și au zis, gata, canieți film, am terminat, nu mai există URSS. Sar ceilalți lideri și la Almata, două săptămâni mai târziu, se semnează și actele de deces, condamnarea la moarte fusese semnată aici, în Belarus, la Belovezhskaya Pushcha. Alt moment, de ce e foarte important asta? Vă atrag atenția asupra lui, pentru că în subconștient elitei moscovite există până astăzi și lucrurile chiar așa au stat. Nu e obsesie, ci asta a fost realitate. Decisiv a fost Ucraina. Ucraina și acest referendum și alegerile de la 1 decembrie 1991, ăsta este cuiul în coșciugul Uniunii Sovietice. Pentru un om ca Putin, care consideră că cea mai mare catastrofă geopolitică, sau cum zice el, a secolului 20, a fost destrămarea URSS, ce a făcut Ucraina nu e tocmai ok. Dar faptul că ea a fost decisivă, asta e mai presus de orice îndoială. Acum, iar un moment important, memorandumul de la Budapesta, în care Kravchuk semnează renunțarea la armele nucleare, care moment și el este răstălmăcit astăzi de Putin în toate ocaziile. Vedeți care erau, care era arsenalul nuclear al Ucrainei, care a fost transferat în Rusia în urma acestui acord. Am ținut să vă dau acest memorandum, totuși cu prevederile lui, sigur că poate nu-l vedeți de la distanța asta foarte bine, dar vreau să vă confirm ceea ce s-a spus la un moment dat, dar adesea uităm, anume faptul că în articolul 3, nu, își 4, își afirmă totuși toate aceste state garante, care sunt Rusia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, își reafirmă garanțiile teritoriale privind integritatea teritorială a Ucrainei. Un tratat, aici semnăturile, un detaliu care adesea este, peste care se trece prea ușor cu vederea și pentru care nici până astăzi nu s-au dat explicații plauzibile nici la Washington, nici la Londra, de ce n-am intervenit ca să ceară Rusiei să respecte în 2014 acest tratat care prevedea garanții
privind integritatea teritorială a Ucrainei. Relațiile ruso-ucrainiene în anii 90, în ciuda faptului că sunt dificultăți politice, până la urmă Rusia e atât de puternică, ea reprezintă modelul, în Ucraina încep să se copiază reformele din Rusia, inclusiv cu greșelile din Rusia, inclusiv sistemul oligarhic din Rusia. Ce momentul în care relațiile dintre cele două țări, ucrainienii acceptă, uitați aici de pildă momentul în care Yeltsin în 97 semna cu Kuchma privind bazele de la Sevastopol, lăsa flota rusă la Sevastopol. Rușii aveau foarte multe avantaje pe care puterea de la Kiev încerca să le menajeze. Când agendele Kievului și Moscovei încep să nu se mai împace, în 2003, pe fondul tentativelor lui Putin de a folosi Gazprom și arma gazului pentru a disciplina fostele republici sovietice, începe o presiune foarte mare asupra Ucrainei să cedeze rețeaua de gaze. E rețea de gaze veche, moștenită din perioada sovietică. Felul în care se efectua tranzitul gazului care mergea la export avantaja Ucraina din punct de vedere geografic. La granițele de vest ale Ucrainei erau depozitele cele mai mari. E normal să fie la granița de vest. Gazul pleca către Occident, nu? Cantitățile erau mult mai mici decât astea. Și de aici nervozitatea lui Putin. Putin era foarte legat de Gazprom. Pentru Putin era o chestiune personală. Colegul lui de birou la primăria din Moscova, Miller, era un șef al Gazprom. Și faptul că ucrainienii nu se lăsau convinși, dar ucrainienii nu se lăsau convinși și pentru că ei câștigau bani din asta, pentru că nu vreau să renunțe la beneficii și pentru că înțelegeau că în momentul în care pierd acest asset, practic nu prea mai au piese pe tabla de șah pe care să le joace meciul cu Rusia. Și Putin spune prin 2003, uite, voi nu vreți singuri, atunci hai să așteptăm alegerile. Și Putin se implică în campania electorală din Ucraina masiv și sprijină candidatura primului ministru de atunci, Ianukovici. Urmând ca după câștigarea alegerilor de către Ianukovici să semneze, erau două variante în discuție. Vorbim de istorie de acum 21 de ani, 20-21 de ani. Era o variantă să semneze direct transferul către Gazprom și dacă în Ucraina e rezistență la acest proiect, pur și simplu să înființeze o firmă în trei. Un holding Rurgaz, Gazprom, Ukraine Nefti. Nefti Gaz, care, adică să-i bage și pe nemți în jocul ăsta. Asta era ideea, dar controlul, evident, să-l aibă ruși. Ideea de bază fiind aceea că trebuie crescut masiv exportul către Europa de vest. Această revoluție portocalie din 2004 strică planurile lui Putin. Putin se implicase în campania electorală, venise în Ucraina, sondajele de opinie spuneau că are, din punct de vedere electoral, o cotă de simpatie foarte mare în Ucraina, de 40%, de 60%, de 70%. Și când s-au numărat voturile, nu-i venea să creadă. El considera că Occidentul conspiră împotriva lui. El considera că toate aceste revoluții colorate, iar Revoluția Portugaliei era mai colorat decât portocaliul care există, erau niște creații ale serviciilor secrete, mai ales americane. Ideea, obsesia lui, fiindcă o astfel de revoluție colorată a fost la Belgrad în 2000 de jos pe Miloșevici, alta a fost în 2003, revoluția trandafirilor de la Tbilisi la dat jos pe Șevarnadze și l-a înlocuit cu Saakashvili și asta trebuie, și că toate sunt îndreptate împotriva intereselor Rusiei.
intereselor ruse. Toată presa rusă era plină de analize ale experților, pseudo-experților care căutau opinia publică din Rusia, toată era fel convinsă că această teorie e adevărul pur. Deci Putin era convins că ucrainienii au fost utilizați și că a complotat Occidentul împotriva intereselor Rusiei. A doua revoluție, la fel de colorată sau mai puțin colorată, cum vreți dumneavoastră, este revoluția din 2013-2014, numită Revoluția Demnității. Revoluția Demnității, care, mai țineți minte, pleacă de la 28 noiembrie, când pur și simplu conducerea Ucrainei de la data respectivă, primul ministru și președintele Ianukovici, refuză să meargă la Vilnius, dar refuză să semneze, nu, e summitul parteneriatului estic și refuză să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ori începe seara zilei respective de 28, începe un meeting al studenților, 40, după aceea ajunge un grup de 200 de studenți, lucrurile păreau să niciun partid politic nu visa să scoată o administradă, ploua, venea iarna, nimeni nu se gândea la... Și intervine în forță, după modelul rusesc, omonului rusesc, poliția și trupele speciale, care bat îngrozitori acești studenți care rămăseseră noaptea undeva, nu blocau circulația în oraș, undeva pe o străduță de margine. Ei, pornind de la violența poliției și de la, total inexplicabil, și de la cererile foarte simple, dom'le, noi vrem în Europa, noi vrem să semnăm, asta înseamnă că mâine ne primește în Europa, dar noi suntem orientați spre Europa, nu spre Rusia. În Ucraina am pornit acea revoluție a demnității, pe două zile mai târziu, pe 1 decembrie, când e zi liberă, zi națională, sau nu e zi națională, e considerată un fel de sărbătoare națională, din cauza acelui referendum, vă reamintesc, pentru independență, în centrul Kievului au demonstrat 2 milioane de oameni. Populația întreagă a Kievului este de 3,8 milioane. Deci asta înseamnă că undeva mai bine de jumătate din populația Kievului a ieșit în stradă. Au fost intervenții, s-a dus la Moscova, Putin i-a dat 15 miliarde, lumea nu mai intra în casă, au trimis trăgători de elită trupele rusești, au omorât 100 și ceva de oameni, oameni împușcați de armament cu lunetă în frunte. În momentul ăsta deja avem mărturiile exact, avem dosarele la procuratură, toate lucrurile publice le găsiți pe site-uri, toată acea intervenție. De aici, ăsta e primul moment în care direcția a 5-a a FSB-ului nu acționează în spațiul sovietic. Noi plecam de la premiza că FSB-ul nu e un serviciu intern care nu acționează pe teritoriul altor state. E bine, asta era o unitate specială a FSB-ului. Aici, ce vedeți, este rezultatul intervenției țărilor europene. A fost și un emisar al Rusiei care în ultimul moment a refuzat să semneze acest acord, dar a participat în negocierea lui, în care președintele Ianukovici și-a angajamentul pentru detensionarea situației într-o lună de zile să declanșeze procedura de organizare a alegerilor parlamentare. Lucrurile păreau să se calmeze, numai că după ce semnează acest document, dispare. Prima dată s-a spus că a plecat la Harkov, unde va avea loc un congres al asociațiilor rusești. După aia, peste 3 zile, apare în Rusia. Ajunsese deja în Rusia, nici vorbă de Harkov. Și problema este că în Crimea apar acești omuleți verzi. Oameni despre care Putin ne spune că erau niște privați care au cumpărat de la mall niște uniforme și s-au dus în Crimea să plimbe cu niște puști. Omuleții verzi au făcut apariția în Crimea la 26 februarie. Ei ocupă parlamentul de la Simferopol o zi mai târziu. În celelalte zone ale Ucrainei, în estul Ucrainei, se organizează în fiecare capitală regională
apar paratrupe. N-am niște poze, se vedeți, toți cu cagule pe față. Niște atacă sediile administrative, atacă sediul Ministerului de Interne. De fapt, sunt unități, mai târziu au fost identificate, sunt unități speciale care veniseră din Rusia, are GRU-ul, are Serviciul Special al Armatei Ruse. Acum, de ce în această zonă? În această zonă, pentru că în această zonă este o zonă rusofonă, masiv anumite, în anumite regiuni, masiv rusofonă, și în aprilie, pentru prima dată, aprilie 2014, pentru prima dată, Putin articulează cuvântul Novorosia. Novorosia a fost la sfârșitul secolului al XVIII-lea, sub Ecaterina a II-a, o denumire administrativ-teritorială a unei părți din sud-estul Ucrainei pe care Ecaterina a II-a tocmai îl anexase. Acum, sigur că nu se referă la Novorosia respectivă, care n-a avut să o viață prea lungă, ci Novorosia din mintea lui Putin, ne-a spus el după aceea ce cuprinde teritoriul pe care îl vedeți hașurat aici, adică mult mai mult decât Novorosia inițială, vă reamintesc că avusese o viață foarte scurtă, ăsta fiind planul din 2014 de expansiune teritorială a Rusiei. În 2015 Putin a renunțat să mai utilizeze cuvântul, termenul, conceptul de Novorosia, pe care a cărui utilizare a reluat-o el sau diversi generali în aprilie 2022. Acum, în Ucraina s-a creat acest mecanism Minsk 1, Minsk 2, nu insist asupra lui, deși sunt detalii importante. Relansarea discuției și speranțele lui Putin au renăscut în momentul în care alegerile au fost câștigate de Zelensky, fiind obsedat de faptul că cu Zelensky va fi mult mai ușor de negociat, și atunci forțează această primă întâlnire și singură întâlnire de la Paris, a formatului Normandii, în care Zelensky și Putin se întâlnesc. Putin crede că îi va manipula pe Merkel și pe Macron să țină lui parte. Zelensky face niște concesii care apoi sunt anulate acasă, pentru că mulțimea, cum află, se adună în număr foarte mare în 2019, chiar înainte ca Zelensky să meargă la negocierile de la Paris. Așa că vedeți aici, nu capitulării, orice discuție cu Rusia fiind interpretată ca un fel de capitulare. După ce Putin realizează că nu mai are șansă să, prin intermediul puterilor occidentale, să-și atingă obiectivele pe care le are în Ucraina, și asta e o discuție care ar trebui avută, pentru că și acele obiective se schimbă în timp, dar există un fir roșu permanent în tot ce spune el, atunci el pregătește țara de război. Pregătirea invaziei Ucrainei e un proces care începe, uitați, după asta. După ce Putin înțelege că nu reușește să obțină prin mecanismul Minsk II și formatul Normandia îngenunchierea Ucrainei, atunci el începe să pregătească țara de război. Modificarea Constituției e un moment foarte important și doi nu am aici, dar ăsta e 1 iulie 2020. Pentru prima dată în Rusia se votează timp de 3 zile. Sunt primele alegeri, astea sunt ăla a fost referendumul în modificarea Constituției. Astea de acum, astăzi a început, cu ghilimele de rigoare, alegerile, au început alegerile din Rusia, alegeri cu ghilimele, și pentru prima dată se votează timp de 3 zile la astfel de alegeri. Da? Ei, bine, atunci a început această procedură de pregătire a Rusiei pentru război. Al doilea moment s-a petrecut la 20 august, când
a fost tentativa de otrăvire a lui Navalny. Aici vedeți o poză cu Navalny în 17 ianuarie 2021. De ce e important Navalny? Zice, doamne, lasă-ne în pace. Da, sigur, e un ziarist bun, a făcut niște anchete, a făcut milioane, zeci de milioane de accesări pe YouTube, dar totuși e politician. N-are cum să fie politician. Nu, n-a fost lăsat să participe. El e politician, el e singurul politician din Rusia care poate să scoată în stradă, nu doar în Moscova, pe întreg teritoriul Rusiei, sute de mii de oameni la... El și mort a putut să scoată din case 100.000 de oameni doar din Moscova, oameni care au venit la mormântarea lui sau la mormântul lui să depună flori, pregătiți să petreacă noaptea următoare în arestul poliției, cu copie după pașaport, după actele de identitate, cu nu, o butelie din aia de apă caldă la ei, cu lenjerie de corp. Cam toți cei care s-au dus cu flori la mormântul lui erau pregătiți să petreacă noaptea la închisoare. Deci cine îmi spune mie că e o glumiță, că nu reprezintă Peskov, cu zis, sau Putin, cine e ăla, că nu-i pronunță numele, că parcă ar fi un șaman siberian, dacă nu-i pronunț numele, nu există, spune minciuni. Deci se întoarce pe 17. Pe 17 seara e arestat, în martie deja ai primele condamnări pe 3 ani și jumătate, aceea se ajunge la 20 de ani și pe 16 februarie, acum câteva săptămâni, a fost ucis. În aprilie, în martie, de fapt, a început operațiunea de trimitere a trupelor rusești de pregătire a alineamentului pentru invadarea Ucrainei. După 6 săptămâni de reacții masive, agresive, nervoase din vest și în urma promisiunii americanilor pentru organizarea unui summit la Geneva, Putin acceptă să retragă, cel puțin declară că retrage trupele de la granița cu Ucraina. Ce vedeți aici sunt trupele cele mai bune, cele mai bine antrenate pe care le avea Rusia. Cei mai buni soldați, cei mai buni. Să are loc această întâlnire la summit de la Geneva. Nu știu, am urmărit, am văzut toate înregistrările, le-am revăzut, le-am... Încă nu mi s-a cristalizat o opinie despre acest summit. În schimb, părerea mea acum, poate greșesc, sper să greșesc, dar ce s-a întâmplat în Afganistan în august 2021, adică la câteva... Deci haideți să refacem cronologia. De multe ori, eu sunt istoric, eu toată argumentația mea prefer să-mi iau de aici. Și analogiile pe care le fac pentru prezent și pentru scenarii de viitor vin tot din istorie. Deci, are loc, nu? Build-up-ul, deci pregătirea invaziei. Duce soldat, promite să-i retragă după ce americanii zic hai să ne întâlnim. Se întâlnește aici. Peste o lună public acel articol cu care am început discuția în seara asta împreună cu dumneavoastră, privind unitatea istorică a rușilor și a ucrainienilor. Asta este în 12 iulie. Asta a fost întâlnirea în 17 iunie, da? Iar pe 16 august, 15-16 până pe 20 august, se desfășoară retragerea americanilor. Deci totul e în crescendo. Pentru ruși a fost foarte importantă această retragere. Nu știu dacă Putin s-a uitat de multe ori la ea, dar televiziunile din Rusia, pe care am obiceiul să le urmăresc de vreo 30 de ani, au dat în buclă, ore întregi, imagini de pe aeroportul din Kabul, cu oameni disperați care se agățau de avion, cum au dat și tot așa,
ore întregi făcând, până asta a făcut și presa occidentală, făcând analogie cu Saigon, cu retragerea americanilor din Vietnam. Ăla e un moment în care, dacă vreți, lui Putin îi se confirmă că Occidentul e slab. Și că un Occident slab poate fi lovit cu succes. Nu știu dacă a fost decisiv momentul Afganistan. Presupun că nu, probabil că nu. Dar eu cred că a fost important, mai ales din punct de vedere propagandistic, ca să crească încrederea rusilor, armatei, a populației, în faptul că victoria e a lor. Și acum, 21 februarie 2023, acea teribilă ședință a Consiliului de Securitate, în care el recunoaște independența republicilor separatiste, nici nu știe exact ce recunoaște. Republicile separatiste erau doar astea cu roz, dar el o zi mai târziu spune că de fapt vrea mai mult decât republici separatiste. Și acum discursul din momentul invadării Rusiei, în care, de asemenea, pe lângă trimiterile istorice, care sunt toate false, vorbește de denazificarea, el fixează obiectivele Ucrainei. Dacă vă uitați, spune de ce intră, ca să-și protejeze locuitorii, nu știu ce, că e genocid împotriva rușilor, și cel mai important, se adresează armatei ucrainiene. Îi spune să predea armele. Trădați-l pe Zelenski, sunteți nebun, lăsați-l în pace. De ce? Pentru că planul de luptă, planul acestei operațiuni, de fapt, e un plan vechi, e planul operațiunea Dunărea din august 1968, este planul invadării Cehoslovaciei de către armatele pactului de la Varșovia. Este foarte straniu pentru mine că nu, statul major rus a putut să apeleze la planul ăsta, situația din Ucraina fiind complet schimbată. Bun. Acum, despre război am mai vorbit și cu alte ocazii. Sunt sigur că aveam aici mai mult, mai vorbesc încă o oră. Dar am preferat să mă concentrez pe ce s-a întâmplat până în momentul invadării Ucrainei, ca să, despre asta se vorbește mai puțin, și astea sunt rădăcinile și intelectuale, și ideologice, și ale ce vedem. Evident, am aici încă două ore de vorbă, dar nu o să rezistați, nici eu nu o să rezist, probabil, așa că mă opresc aici și vă invit. Că mai putem 15 minute asta? Știu că am depășit cu mult. Da, pentru că ați mai rămas în sală, am presupus că nu v-am dezamăgit foarte tare și v-am mai interesat. Am un microfon care a circulat. O singură mică felicitare. Ucraineană, conjugat la
Sunt două răspunsuri de da. Da, sigur, depinde cât de adânc vreți să mergem cu analiză și... Iar doi, sigur că poți inventaria o sumedenie de argumente în favoarea a Rusiei sau a... Să știți că dezbaterile astea s-au purtat și în 1939-40 și în 1914-1915. Deci, important este să se poarte astfel de dezbateri și să fie cântărite bine argumentele. Eu sunt ultimul care, să zic, opriți discuția. Cred că soliditatea unei elite a unui decizii care se ține foarte mult de felul în care se poartă discuțiile astea. Deci da, eu nu știu dacă vă referiți la felul în care s-au purtat aceste dezbateri la noi. Vă cer iertare, nu prea urmăresc România, așa că puteți discuta subiectul cu altcineva care se pricepe. Chiar n-am nicio competență pe asta. Bună seara, sunt Maria și am o întrebare. Dumneavoastră, anul trecut ați spus că Rusia are 300 de euro. E oară, e fie se prăbușește Federația Rusă sau fie cu rădătorul civil. Întrebarea este, ce variantă posibilă este astăzi? În fine, era aici ultima parte, dar era peste vreo oră partea asta cu evoluții. În momentul ăsta lucrurile s-au schimbat sensibil, nu atât din cauza Ucrainei, deși și Ucraina are o anumită responsabilitate, cât mai ales din cauza sponsorilor occidentale. Ucraina, în primul rând, a situației politice din Statele Unite. În acest moment, Rusia are intrat în joc, este puternică, iar scenariul în care Rusia obține o victorie e de luat în seamă. Adică și în acest moment, dacă vă uitați la situația reală de pe front, o să observați că ucrainienii, chiar dacă au început să construiască niște linii de defensive, ei nu reușesc să facă foarte bine față, pentru simplu motiv că nu au muniție. Sunt segmente de front pentru care ucrainienii nu au mai deloc muniție, iar asta știu foarte bine americanii. Recent nu li s-a prezentat de către comunitatea de informații demnitelor americani situația care este dramatică. S-a spus că sunt riscuri mari, inclusiv armament american să intre pe mâna rușilor, toate bazele de antrenament americane, de spionaj american în zona respectivă, sunt foarte vulnerabile. În același timp, nimic nu a contribuit la decizia americană de a aproba, Parlamentul American Senat de a aproba acel împrumut de 60 de miliarde despre care știți. Mă, banii nu sunt atât de important, pentru că banii, să știți că nu pleacă la Kiev în saci sau în valize, banii rămân 98% în Statele Unite. Pleacă armele. Dacă muniția, pentru că fără acea muniție, n-au ce. Vedeți acum, de 4 luni de zile au trebuit să treacă ca muniția care exista în depozite din Cehia să fie trimisă și nici până astăzi n-a fost trimisă în Ucraina. S-a spus că cehii nu, ei au spus, că fără bani nu, și acea muniție trebuie cumpărată. S-a găsit o soluție, niște canadieni dau o parte din bani, alții dau o altă parte din bani. S-a făcut sumă. Banii s-au anunțat acum 2 săptămâni că pleacă. Era vorba de 800.000 de bucăți de proiectile de 155 de milimetri. Acum 2 zile m-a aflat că nici vorbă, că de-abia s-au plătit banii ăia toți, dacă acoperă costurile a 290.000 de proiectile. Deci, dacă asta e atitudinea vestului, dacă vor să-și vândă cea prin depozite, să scoată bani până la așa, e greu de crezut că Ucraina se va putea apăra. Acum, sigur, mai sunt niște probleme interne în Ucraina, de pildă.
E o presiune foarte mare de anul trecut, toate acele dezbate cu Zalușnii, face sau nu face Ucraina mobilizare. Pe front sunt oameni care vin cu mobilizarea din februarie, martie, aprilie 2022. Sunt oameni care stau cam de 2 ani pe front. A spus că ei trebuie să plece, trebuie să mobilizați alții, jumătate de milion, să fie antrenați și ei să înlocuiască pe cei care... Nu, Zelenski spune, băi, costurile politice sunt prea mari. S-ar putea populația, reacția populației. Ori, pentru Putin e o mare problemă cu costuri politici. Acum ce faci? Mă întrebați care sunt scenariile. Deci e scenariul Rusiei, să învingă Rusia. Aici, sigur, sunt niște subscenarii. Dacă învinge Rusia, ce se întâmplă? Nu, cum poate să arate victoria Rusiei? Ce aici e? Mai multe feluri în care poate să arate victoria Rusiei. Și după aceea noi vedem ce se poate întâmpla cu Rusia, nu? După. Și o să ajungem la, iar la analogiile istorice, că eu altceva nu mă pricep să fac, să vă spun că și în situațiile astea de victorie, da? Până la urmă tot ajungi, biologia spune cuvântul, și după moartea Putin sunt valide, sau validate istoric, două scenarii în care ori ai o reformă dezgheț Hrușciov, ori ai o reformă majoră cu apropiere de Occident, gen Gorbaciov. Dar sigur, astea scenarii pe termen lung. Ce vreau să vă spun că nu face bine, mi-e face plăcere să vin aici în fața dumneavoastră. Vă mai interesează și următorii ani. Problema e că e pe termen lung. Nu există niciun scenariu în care mâine dispare Putin, să termină războiul și nu mai e nevoie să... Dacă ne întâlnim, nu mai avem subiectul ăsta de discuție. E pe termen lung. Om, o să ziceți, cel mai îmbrățișat scenariu în analiză e scenariul înghețării frontului. Poate. Eu nu sunt foarte convins de scenariul. Toată lumea zice, păi uite, compară și tu cu Coreea, peninsula Coreea. Mă, peninsula Coreea, peninsula Coreea. Vorbim de Rusia. Compară cu războiul de poziții dintre Irak și Iran. Iar eu nu știu dacă astea pot fi comparate. Iar scenariile pe care le spuneți dumneavoastră, mi-am amintit dumneavoastră că le-am invocat în trecut, rămân la rândul lor posibile și astea. Asta e partea frumoasă, sau pentru unii urâtă, care ține de Rusia. Nu poți niciodată să construiești, nicio situație să construiești un scenariu, să spui, da, probabilitatea acestui scenariu e de 51%, de 61%, și tu pe ăla să-l prezinți liniștit, să mergi la culcare, după aia, gata, am lămurit. Nu. Amintiți-vă, analogie iară niște, 1913, la Moscova, romanovii sărbătoreau 300 de ani de la fondarea dinastiei. Imperiul nu părea niciodată mai... Uitați-vă pe statistica Imperiului Rus la 1913. Duduia agricultura, duduia economia, duduia industria. Societatea rusă se dezvolta cu o viteză teribilă. Nu? Uitați-vă pe cifre și vă gândiți, dom'le, mai aveau nevoie de 7-8 ani ca să ajungă, dacă să menține acea creștere, să se apropie de nivelul Americii, ramuri industriale. Ce s-a întâmplat peste 4 ani? Așa și cu Rusia de astăzi. Zic unii că o să fie bine, că o să fie tare, că societatea e foarte bine. La fel de solidă părea și la 1917. Deci, luați cât mai multe scenarii în calcul, pentru că e vorba de Rusia. Și o victorie a Rusiei de data asta trebuie, asta e diferența față de anul trecut. O victorie. În același timp, vă liniștesc fără să... Încerc eu să vă liniștesc, vă spun doar fapt,
Rusia astăzi este mai slabă decât era, deși pe front vi se pare mai puternic. Vă amintiți, anul trecut ne-am întâlnit în ianuarie. În fiecare zi erau bombardamente de drone, de rachete de croazieră, de rachete balistice. Ucrainienii nu puteau să se apere. În fiecare seară, Kievul rămânea parțial, cel puțin, pe întuneric. Acum are sisteme Patriot, rachetele n-au mai lovit orașul, au mai lovit orașul doar rămășițe de rachete lovite de antierian, care pur și simplu au picat, nu poți controla. Și au mai lovit orașul niște drone. Astăzi a fost un atac îngrozitor. Înainte să ajung aici, ascultam știri, s-au confirmat 15 oameni au murit la Odessa. A murit un echipaj întreg smurd, cei care s-au dus să intervină la niște răniți. Răniți au supraviețuit și o dronă a omorât medic, șofer, asistentă de pe salvare. Dar cu rachete nu mai sunt cazuri. Nu mai sunt. Anul trecut, chiar înainte să vin aici, mi-amintesc că a fost la Donetsk lovită o scară de bloc. Din primul moment s-au anunțat 53 de morți. S-au renumărat morții și până la urmă erau vreo 57. De la o singură rachetă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. De ce? Pentru că, în comparație, ai apărat. Atunci flota Mării Negre rusească amenința mult mai mult Odessa și încă exista pericolul de desant, pentru că nave de desant erau mai mult. Între timp, ucrainienii au scufundat nave de desant, au scufundat nave purtătoare de rachete. Cea mai mare parte a flotei ruse de la Sevastopol a fugit la Novorossiysk, să se ascundă acolo, pentru că s-a atacat cu mine marine. De asta spun că între timp, ucrainienii au mai multe Bradley, au mai multe tancuri. Sigur, nu au muniție pentru ele, dar ca să spui că Ucraina astăzi e mai slabă, e mai vulnerabilă decât... E mai vulnerabilă, dar nu datorită ei, ci datorită nouă, datorită occidentalilor, care nu, în cinismul și în... egoismul nostru, ne pasă de cine iese, să mă celoresc partidele. Sigur că ucrainienii înțeleg situația asta. Problema va fi că ce se întâmplă acum ne va obliga inclusiv pe noi ca țară la niște concluzii nu foarte plăcute. Va trebui să regândim întregul sistem de garanții de securitate a României. Pentru că astfel de alegeri poate mâine să aibă loc în Germania, poate să aibă loc în Franța, nu doar în America. Și nu e vorba de Trump aici, aici e vorba de ciclurile izolaționiste din istoria americană. Și nu știu cât suntem pregătiți pentru așa ceva. Polonia, care s-a mișcat mult mai bine și are probabil cea mai solidă armată din zonă, se simte în pericol. Legătură cu România, nu vreau să mă gândesc care e realitatea capacității noastre reale de a rezista. Deci, bref, luați în calcul multe scenarii și piguliți-le bine înainte și nu vă grăbiți cu concluzia. Eu vă mulțumesc foarte mult, e foarte târziu, poate n-am calibrat foarte bine prezentarea. Sper că a fost suficient de interesantă cât să fi meritat acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru răbdare! Altyazı M.K.